Multă bucurie și toți cei buni, stimați urmăritori! Azi avem deosebită plăcere să vă prezentăm pe Gedeon, porumbelul care ocupă locul 10 pe lansare la Maraton Extrem Zona de Vest, un maraton foarte, foarte dificil. Din 3679 de porumbei, acest porumbel ocupă locul 10 pe lansare și locul 8 pe live. Este un porumbel extraordinar, este scos din doi porumbei care la vârsta de un an ne-au zburat etapa de 1040 de km, etapa de Jverin în zona de vest. Să vă faceți o idee despre etapa de Jverin din 2022 în zona de vest, a angajat 215 crescători. 114 crescători n-au plasat nici măcar o pasăre la acea etapă și din cei 215 crescători, doar 15 crescători au reușit să facă echipa. Noi am fost una dintre cele 15 echipe care am reușit să fim pe pod, să fim pe listă la echipe făcute. Gedeon este fiul din doi porumbei care amândoi, la vârsta de un an, au zburat etapa de 1040 km. În spate are pe unicul, are pe micul prinț, are pe bătrânul Avram, porumbeii noștri vechi, porumbeii noștri de bătătură, cum vă spuneam în live, sunt în spatele acestui porumbel. E un porumbel grozav, un porumbel de care ne bucurăm și de asemenea vă spuneam despre proiectul care l-am inițiat împreună cu prietenul meu Stanic, cu Maraton Extrem Vest și vreau să spun că din cei 92 de porumbei care au fost nominalizați pentru acest proiect, el este primul care a intrat de la Maraton Extrem. De asemenea este primul porumbel care a fost pus pe lista noastră pentru Maraton Extrem Vest. Ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru această pasăre. Am avut parte de un maraton foarte, foarte, foarte greu. Un maraton care, în momentul în care fac filmulețul, încă nu este încheiat și sunt foarte mulți porumbei afară, dar Maratonul Extrem este singura categorie la care nu te uiți că ți-ai pierdut, ci te bucuri de acel care este acasă. La nicio altă categorie nu poți să ai aceste trăiri, la nicio altă categorie nu poți să te bucuri de porumbelul care e acasă, știind că ai pierdut foarte mulți porumbei, dar la Maraton Extrem înveți să apreciezi adevăratele valoare, înveți să apreciezi gladiatorii adevărați. Maraton Extrem nu are seamă cu nicio categorie. Este ceva extraordinar, este ceva fenomenal. Da, se pierd porumbei. Trebuie să înțelegem că nu toți porumbeii sunt buni. Majoritatea porumbeilor sunt rebuturi. De asemenea, trebuie să înțelegem că Maratonul Extrem dă posibilitatea răpitoarelor să atace porumbeii noștri mult mai ușor că sunt obosiți. Da, trebuie să înțelegem că porumbeii noștri poate lua direcții greșite și înconjoară munți și nu mai au putere să se refacă și să ajungă acasă. Da, dar în același timp, ceea ce face farmecul maratonului este dificultatea lui și este faptul că nu poate oricine să-l joace și nu poate oricine să fie în top. Ca și la oameni. Gândiți-vă câți dintre noi, cei care urmăriți acest filmuleț, cei care veți vedea filmulețul acesta, câți am putea să alergăm la un maraton uman. Dar la porumbei credeți că este diferit? Sunt foarte puțini acei porumbei capabili să joace maratoane extreme și mai ales în zona de vest. O zonă foarte, foarte dificilă. Ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu Gedeon acest porumbel extraordinar. Încercăm să-l pregătim, am adus o femeie de la matcă, încercăm să-l pregătim și să ne pregătim ca să atacăm mai departe extremele. Chiar dacă va fi cu un porumbel, cu 2, cu 4, cu 5, cu 10, noi vom continua să pregătim și să luptăm. Și să luptăm până vom ajunge și obiectivul nostru pentru anul 2023 este cel puțin o cupă județeană. Vă salut cu mult drag al vostru prieten, coleg, Ionuț Lucaci din Oradea.